Un bărbat de 71 de ani este cercetat sub control judiciar după ce, în urma unor conflicte cu un vecin, a ademenit și a ucis pisica acestuia, lovind-o de ciment și apoi abandonând-o pe șosea. Motivul pentru care ar fi ucis pisica e că animalul i-ar fi mâncat o bucată de carne. Poliția Capitalei a anunțat miercuri că polițiștii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au reținut un bărbat în vârstă de 71 de ani, cercetat într-un dosar penal privind uciderea animalelor cu intenție. Ancheta a început după ce în 10 martie Serviciul pentru Protecția Animalelor a fost sesizat de către o persoană despre faptul că vecinul i-ar fi ucis pisica, apoi ar fi aruncat trupul neînsuflețit al animalului pe carosabil. Polițiștii au ajuns acolo, au constatat că sesizarea se confirmă, persoana bănuită de comiterea faptei fiind un bărbat în vârstă de 71 de ani. De asemenea, a fost efectuată cercetarea la fața locului, trupul neînsuflețit al animalului fiind ridicat și transportat la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală pentru necropsie. Astfel a fost emisă ordonanța pentru efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbat, el fiind reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție. Polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor reamintesc cetățenilor că relele tratamente și cruzimile aplicate animalelor se pedepsesc inclusiv cu închisoarea. Potrivit unor surse judiciare, cei doi vecini au mai avut conflicte. De altfel, în ziua anterioară incidentului, suspectul ar fi lăsat pe masă pulpe de pui, iar pisica a mâncat una. Ca urmare, el a ademenit-o cu altă pulpă, a prins-o și a lovit-o de ciment, provocându-i leziuni la cap. Ulterior, el a abandonat-o pe șosea fiind găsită de stăpâni a doua zi, relatează Digi24.ro.